Bun găsit, doamnelor și domnilor, la Jurnal de Reghin. Nu aduce anul, ci aduce ziua de 1 februarie 1450. Acesta va fi, începând de mâine, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată. Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș atrage atenția că stabilirea salariului de bază sub acest nivel constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 300 la 2000 de lei pentru fiecare contract individual de muncă. Și tot de la 1 februarie, românii vor beneficia de eliminarea unor taxe și tarife potrivit aceleiași legi, numărul 1 din 2017. 1 februarie se anunță una dintre cele mai importante zile din acest an în plan financiar, pentru că intră în vigoare legea numărul 1 din 2017. Aceasta aduce noutăți la nivelul salariului, dar și privind eliminarea a 102 taxe și tarife. Astfel, începând cu 1 februarie, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la 1450 de lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166 de ore în medie pe lună pentru anul 2017, reprezentând 8,735 lei oră. Stabilirea salariului de bază sub acest nivel constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 300 la 2000 de lei pentru fiecare contract individual de muncă. Această majorare va conduce la creșterea limitei minime a indemnizației lunare pentru creșterea copilului. În acest context, începând cu 1 februarie, indemnizația de creștere a copilului va fi de 1232,5 lei, adică 85% din 1450 de lei, ceea ce înseamnă că va crește cu 170 de lei. Tot din prima zi a lunii februarie se majorează amenzile de circulație. Potrivit codului rutier, punctul de amendă reprezintă 10% din valoarea salariului minim, ceea ce înseamnă că cea mai mică amendă va fi de 290 de lei, iar cea mai mare amendă va urca la 14.500 de lei. Dar asta nu e tot. Potrivit legii numărul 1 din 2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, din 1 februarie românii vor fi scutiți de următoarele taxe și tarife. Prevederea referitoare la încasarea taxei în cuantum de 10 lei necesară pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar persoanelor fizice și juridice, pentru operațiunile de înregistrare în Registrul Comerțului, pentru cererea de acordare a cetățeniei române, pentru anunțarea în Monitorul Oficial de către persoane fizice a pierderilor de acte și schimbări de nume, pentru permisul nominal de pescuit recreativ sportiv emis de către administratorul resurselor acvatice vii și eliberat de acesta sau de asociațiile de pescari sportivi după caz. De asemenea, au fost abrogate legea numărul 117 din 99 privind taxele extrajudiciare de timbru, punctele 9-12 din anexa de ordonanță a Guvernului 128 din 2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice și juridice de către Ministerul Administrației și Internelor, aliniatul 5 al articolului 171 din legea 248 din 2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate. Literele A, punctele 1 și 2, C, punctele 1, 12, D și E, punctele 4, 8, din anexa la legea numărul 198 din 2008, privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate. Articolul 188 din legea 263 din 2010, privind sistemul unitar de pensii publice. Ordonanța de urgență a Guvernului 9 din 2013, privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Ofițerii Direcției Generale Anticorupție, Serviciul Județean Anticorupție Mureș, sub coordonarea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș, au efectuat luni o serie de percheziții domiciliare și la Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș, în cazul unui doctor suspectat de acte de corupție. Polițiștii au ridicat de la locuința acestuia 12.000 de euro și două arme de vânătoare de lux, iar de la sediul institutului au fost ridicate mai multe înscrisuri.
Perchezițiile făcute de ofițerii de poliție judiciară ai Direcției Generale Anticorupție, Serviciul Județean Anticorupție Mureș, la Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș și la locuința medicului chirurg de la Unitatea Sanitară au vizat fapte de corupție. Polițiștii au ridicat de la locuința medicului 12.000 de euro și două arme de vânătoare de lux, chirurgul având permis de portarmă. De asemenea, de la cabinetul chirurgului de la Institut au fost ridicate mai multe înscrisuri, au declarat pentru news.ro surse judiciare. Potrivit aceleași surse, deocamdată medicul acuzat de luare de mită nu va fi audiat, procurorul de caz urmând să studieze dosarul. Într-un comunicat de presă al Direcției Generale Anticorupție, remis Agerpres, se arată că, în fapt, MML, medic specialist în chirurgie cardiovasculară, a condiționat realizarea actului medical, respectiv operația asupra unor pacienți, în special minori, de primirea în mai multe rânduri a unor sume de bani. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor situațiilor de natură infracțională, a valorii foloaselor materiale obținute astfel, precum și identificarea și audierea martorilor în cauză. Potrivit comunicatului, alături de ofițerii SJA Mureș, la percheziție au participat lucrători ai serviciilor județene anticorupție Alba, Cluj, Covasna și Harghita, precum și a Inspectoratul Județean de Jandarmi Mureș. Conform surselor citate, cercetările în acest caz au început în urmă cu aproximativ 3 ani, în urma unei sesizări depuse împotriva medicului de chirurgie cardiovasculară la parchetul Tribunalului Mureș. Astfel, în anul 2013, un pacient operat de chirurgul respectiv a reclamat unei asociații non-guvernamentale că medicul a condiționat actul medical de primirea unei sume de bani. Ulterior, asociația a sesizat procurorii. La data de 27 ianuarie se celebrează Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Tema pentru acțiunile de comemorare organizate în 2017 este, potrivit ONU, Educația pentru un viitor mai bun. Cu ocazia acestei zile, elevii reghineni, îndrumați de profesorii de istorie și de discipline socio-umane, au participat la o sesiune de comunicări, găzduită de Biblioteca Petru Maior, unde au fost prezentate lucrări despre ce a însemnat de fapt Holocaustul. Ziua de 27 ianuarie a fost declarată drept Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Marcarea acestei zile a fost decisă printr-o rezoluție a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. Cu această ocazie, elevi și profesori de la școlile și liceele din oraș au participat la o sesiune de comunicări găzduită de Biblioteca Petru Maior, unde au prezentat lucrări despre ceea ce a însemnat Holocaustul. Astăzi desfășurăm a doua ediție a simpozionului Nu eticheta, nu discrimina, nu uita, ocazie cu care comemorăm victimele Holocaustului. Ne întâlnim toți profesorii de istorie și socio-umane din Reghin și zona Reghin și elevii vor prezenta eseurile lor, proiectele, desenele cu privire la această temă a Holocaustului. Simpozionul a fost organizat cu sprijinul mai multor instituții din oraș, dar și din județ. Partenerii noștri la această activitate sunt Biblioteca Municipală Petru Maior, unde ne și desfășurăm această activitate, Inspectoratul Școlar Județean Mureș, Societatea Reghineană de Istorie și Institutul Român pentru Drepturile Omului, cel care ne-a ajutat cu diferite materiale pe care le vom și împărți copiilor. De asemenea, un partener de bază și de nădejde al nostru este Dareghin TV, căruia îi mulțumim foarte mult pentru deschiderea pe care o are față de aceste activități. Biblioteca Municipală Petru Maior din Reghin găzduiește astăzi, 31 ianuarie 2017, un eveniment cultural, științific, cu caracter istoric, zicem noi, destul de interesant. Întrucât pe 27 ianuarie este Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, astăzi instituția noastră, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Mureș, deci cu participarea multor dascăli de istorie, organizează aici, prin Societatea Reghineană de Istorie, o activitate prin care dorim să aducem în atenție, în actualitate, marile atrocități care au avut loc în vremuri nu de mult trecute, prin care mulțime mare de oameni, în majoritatea lor evrei, și-au pierdut viața într-un mod tragic. Putem menționa faptul că instituția noastră, Biblioteca din Reghin, prin Societatea Reghineană de Istorie, în anul 2016, a organizat un pelerinaj istoric în Polonia, la cele două lagăre de exterminare de la Auschwitz și Birkenau, unde, într-adevăr, și-a pierdut viața un număr foarte mare de oameni.
Elevii au pregătit planșe, discursuri și prezentări PowerPoint pentru a aduce la cunoștința celor din jur consecințele faptelor petrecute în timpul celui de-al doilea război mondial împotriva evreilor. Astăzi am creat un proiect despre legat de dreptul la viață. Este un drept foarte important pentru toți oamenii. Reprezintă respectul acordat fiecărui om. Statul are obligația de a menține relațiile între oameni posibile și mediul în care trăiesc un loc sigur. Am pregătit un proiect PowerPoint care reprezintă ce s-a întâmplat în timpul Holocaustului. Și anume, ce știi tu din proiectul tău? Știu că Holocaustul a fost o crimă împotriva umanității, în care au murit peste 6 milioane de evrei și alte 5 milioane de oameni, care s-a desfășurat în timpul celui de-al doilea război mondial. Ziua de 27 ianuarie este o zi universală de comemorare care marchează eliberarea lagărelor de concentrare naziste, în special a lagărului de la Auschwitz și Birkenau din Polonia, în după-amiaza zilei de 27 ianuarie 1945 și sfârșitul Holocaustului, în care au fost uciși peste 6 milioane de evrei de către regimul nazist în timpul celui de-al doilea război mondial, ziua de comemorare fiind propusă de Israel împreună cu încă alte 89 de state și stabilită în urma rezoluției 60/7 care a fost adoptată la 1 noiembrie 2005 de către Adunarea Generală a ONU. Rezoluția prin care a fost declarată Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului îndeamnă statele membre să dezvolte programe educaționale care să prezinte generațiilor viitoare lecțiile Holocaustului în scopul de a ajuta la prevenirea actelor de genocid. De asemenea, respinge orice negare a Holocaustului ca un eveniment istoric, fie integral sau parțial, și felicită statele care s-au angajat în mod activ în conservarea site-urilor care au servit ca lagăre de exterminare nazistă, lagăre de concentrare, lagăre de muncă forțată și închisori în timpul Holocaustului. Jandarmii Grupării Mobile Târgu Mureș desfășoară activități în comun cu Poliția Rurală Târgu Mureș, postul de poliție Glodeni, pentru prevenirea și combaterea delictelor silvice de pe raza de competență, în baza unui plan comun de măsuri, încheiat la nivel județean cu polițiști și jandarmi. Aceste acțiuni se datorează numărului mare de infracțiuni înregistrate în zona Glodeni în ceea ce privesc tăierile de material lemnos. Jandarmii Grupării Mobile Târgu Mureș sunt prompți în acțiunile ilicite privind tăierile și sustragerea materialului lemnos. Din sesizările personalului silvic de teren din cadrul ocolului Târgu Mureș și a numărului mare de infracțiuni înregistrate în zona de competență a postului de poliție comunal Glodeni și din rezultatele analizei activității de pază a fondului forestier, a rezultatului negativ în care fondul forestier din zonă a fost supresiunea de frișări în mod ilegal de lemn, jandarmii Grupării Mobile Târgu Mureș desfășoară activități în comun cu Poliția Rurală Târgu Mureș, postul de poliție Glodeni, pentru prevenirea și combaterea delictelor silvice de pe raza de competență a postului de poliție din Glodeni, în baza unui plan comun de măsuri încheiat la nivel județean între unitatea de jandarmi IPJ Mureș și IJJ Mureș. Astfel, în perioada 27-29 ianuarie au fost constituite patrule mixte formate de câte un polițist din cadrul secției de poliție rurală numărul 1 Gornești și 4 jandarmi operativi din cadrul grupării mobile care, conform unor planificări, au acționat pe zona Glodeni pentru prevenirea și combaterea faptelor ilicite privind tăierile și sustragerea materialului lemnos fără documente legale de proveniență de către persoane care desfășurau astfel de activități. În urma acțiunilor comune au fost depistate un număr de 7 persoane de sex masculin, toate din zona comunei Gornești, care au fost surprinse în timp ce au tăiat și sustras din fondul forestier fără drept mai mulți arbori din specia carpen cu ajutorul unor motoferă traie, materialul lemnos fiind transportat cu ajutorul unor atelaje de tip HIPO, prejudiciul estimat ridicându-se la valoarea totală de 2360 de lei. În baza legii 171 din 2010, cu modificările și completările ulterioare, s-a stabilit pentru fiecare persoană în parte fapta săvârșită, fiind aplicate un număr de 7 sancțiuni contravenționale, 4 sancțiuni pecuniare în valoare de 15.000 de lei, iar pentru 3 dintre ele s-au aplicat avertismente scrise, materialul lemnos rezultat în urma contravențiilor fiind predat ocolului silvic de competență. Atenție, elevi de clasa 8-a! Un an nou, noi schimbări în educație. Din această vară, media obținută la evaluarea națională va conta în proporție de 80% la admiterea în liceu. Profesorii spun că această măsură a venit după ce în repetate rânduri s-a observat o diferență majoră între notele obținute de elevi în anii de școală și cele de la evaluarea națională.
Evaluarea națională devine un examen de care se ține cont în măsură tot mai mare. În acest an, nota de la concursul pe care îl vor susține absolvenții clasei a 8-a va avea o pondere de 80% la admiterea de la liceu, relatează Digi24. Inițial, procentul era 50-50%, apoi era de 75% și de anul acesta de 80%, spune Marian Banu, purtător de cuvânt al Inspectoratului Școlar al Municipiului București. Profesorii spun că această măsură a venit după ce în repetate rânduri s-a constatat o diferență majoră între notele obținute de elevi în anii de școală și cele de la evaluarea națională. În timp ce multe cadre didactice susțin că acest examen reprezintă cea mai bună metodă pentru ca un elev să intre la liceul dorit, experții în educație sunt de altă părere. Ei spun că împărțirea liceelor după preferințe dăunează atât sistemul de învățământ cât și adolescenților. Pe 2 mai, toate unitățile de învățământ, fie că sunt licee sau școli profesionale, sunt obligate să afișeze ofertele de școlarizare pe profiluri, domenii și calificări profesionale. Apoi, de la jumătatea aceleiași luni, vor fi programate ședințe de instruire cu părinții și elevii. Anul trecut, la evaluarea națională, 25% dintre elevi au luat note mai mici de 5, în timp ce notă maximă au obținut doar 253 de elevi, scrie presa națională. Mărturie de ortodoxie românească în ținuturile nordice. Un reghinean activează în Secretariatul Episcopiei Europei de Nord. Este vorba de arhidiaconul Sorin Săplăcan, care are o activitate intensă, atât în lăcașurile de cult din Scandinavia, cât și în promovarea valorilor românești. Astfel, pe 28 ianuarie a avut loc adunarea eparhială a Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, iar cu această ocazie s-a deschis o expoziție permanentă de civilizație tradițională românească la Centrul Episcopal din Stockholm. Dar înainte de a vedea materialul, o ascultăm pe Andrada cu câteva date despre vreme. Bine v-am găsit! Miercuri vom avea parte de vreme frumoasă. Mercurul din termometre urcă în Reghin până la valoarea de 3 grade, iar în Târgu Mureș va ajunge până la 4. Dar cu mai multe informații ne revedem la final de jurnal. Biserica Ortodoxă Română este activă și peste hotarele țării, inclusiv în Scandinavia, acolo unde funcționează Episcopia Europei de Nord, în al cărei secretariat se regăsește și reghineanul arhidiacon Sorin Săplăcan. Potrivit postului național de televiziune al Patriarhiei Române, sâmbătă 28 ianuarie la Stockholm a avut loc adunarea eparhială a Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, în prezența părintelui episcop Macarie. Între marile provocări care au marcat comunitățile noastre românești din ținuturile scandinave, cea mai însemnată dintre acestea a fost, desigur, criza separărilor forțate a copiilor din familiile Nan și Bodnariu. Ne-am implicat intens în aceste cazuri, oferind asistență personală duhovnicească părinților îndurerați. Am participat la protestele publice de solidarizare cu familiile despărțite, nedreptățite, luând atitudine în mass media românească și dând mărturie despre realitatea familiei ca singurul mediu de creștere și educare a copiilor. O atenție deosebită în misiunea scandinavă se acordă tinerilor. În acest sens, Episcopia Europei de Nord a realizat prin Centrul de Tineret Sfântul Voievod Ștefan cel Mare mai multe evenimente și întâlniri dedicate tinerilor, prin care aceștia au putut socializa și s-au putut recrea într-un mediu prielnic vârstei lor. Tot cu această ocazie s-a făcut deschiderea unei expoziții permanente de civilizație românească la Centrul Episcopal din Stockholm. Aici se află expuse obiecte artizanale și veșminte reprezentând tradițiile din toate colțurile României, dar și din comunitățile tradiționale de români din afara granițelor. În acest loc ne alinăm sufletește. La Paraclis, în comuniune de rugăciune, ne alinăm dorul de cer, iar în această cămară românească ne alinăm dorul de țară, dorul de casă, dorul de neam, în buna mireasmă strămoșească. Întotdeauna ne simțim acasă atunci când ne rugăm în limba noastră strămoșească și când ne cultivăm identitatea
prin tot ceea ce este bun și sfânt moștenit de la înaintașii noștri. Mă bucur că și tinerii din comunitatea noastră, dar și copilașii, prețuiesc aceste valori românești și ne nădăjduim că le vom putea transmite mai departe și urmașilor noștri, chiar în aceste ținuturi îndepărtate de țară și de toți cei dragi. Tot acum s-au apreciat activitățile tineretului de la cercurile de etnografie și folclor ale unor parohii din episcopie, unde s-au confecționat piese tradiționale de îmbrăcăminte și împodobirea locuinței și s-au organizat cursuri de dansuri populare românești. Doamnelor și domnilor, începe rubrica Jurnal Plus, iar astăzi invitat în platoul Daregin TV este doamna profesor Rodica Bândilă, președinte al Asociației Inovație în Educație Eureka. Mă bucur că sunteți alături de noi, pentru că sunt multe de discutat despre proiectele anului trecut. Una peste alta, asociația a fost foarte activă. Bine v-am regăsit pe voi și pe telespectatori și, de fapt, ăsta este scopul fiecărei asociații sau un ONG să fie foarte activ pentru a sprijini pe cât se poate viața comunitară. Și atunci, în limita timpului disponibil și a valorilor umane pe care le avem, atunci ar fi păcat să nu le folosim. E un domeniu în care nu se poate spune că aveți anumite modele după care să vă inspirați și atunci ideile proprii sunt foarte importante, iar la acest capitol stați foarte bine, trebuie să recunoaștem. Chiar aveți idei interesante. Ar fi impropriu să spun că nu există sursă de inspirație, tocmai că eu îmi iau inspirația din realitatea înconjurătoare. Și acest lucru este cel mai bun și cel mai binevenit, pentru că dacă este să facem ceva, acel ceva trebuie să fie util comunității. Degeaba am venit cu niște idei futuriste sau avangardiste care nu-și găsesc materializarea în dorințele oamenilor și mai ales a tinerilor, pentru că noi aici încercăm să facem o schimbare, așa cum îi spune numele Asociației Inovație în Educație. Care ar fi cele mai importante proiecte de anul trecut? Am mers pe două direcții. Cea mai importantă, bineînțeles, este cea de a activităților educative. În timpul verii am făcut niște ateliere, atelierul de jurnalism împreună cu voi, pentru care vă mulțumesc foarte mult. A fost și plăcerea noastră. Da, și s-au găsit acolo niște mici talente. Apoi atelierul de tehnici de supraviețuire cu domnul Ioan Totimocșoi, căruia îi mulțumesc, și unor părinți inimoși. Un specialist, de altfel, în ceea ce înseamnă salvamontism. De aceea am și apelat la ajutorul dânsului, un om foarte inimos, pentru a face ceva și de calitate, dar și în siguranță. Acum, spre iarnă, prin bunăvoința altei asociații, Casa Educației, și printr-o finanțare Heineken pentru comunități, am derulat împreună cu alte ONG-uri un curs gratuit pentru elevi și adulți, engleza pentru afaceri, pentru că este un mediu actual economic foarte dinamic și efectiv oriunde am merge pe calculator sau ascultăm știri, absolut tot, noi trebuie să împrumutăm vrând nevrând terminologie și din domeniul afacerilor. Cine au fost beneficiarii?
au fost toți cei dornici. La limită de vârstă a fost, să spunem, liceu, undeva la 16 ani, până unde se putea. Deci au fost elevi de liceu, au fost și profesoare care știau engleza, pentru că era condiția să se cunoască engleza măcar la un nivel mediu, dar și angajați la anumite firme din oraș. A fost o experiență foarte plăcută și utilă, așa au spus participanții. Ar putea continua un asemenea proiect? Bineînțeles, se poate continua și pe alte direcții. Și una din ele, dacă e să abordăm și problema proiectelor anului în curs, aș spune că unul din gândurile mele pe care vreau să le văd puse în aplicare ar fi să încercăm să aducem un suflu nou în modul de învățare și de predare în același timp, pentru că trebuie să se ajusteze aceste două abordări sau moduri de a achiziționa cunoștințele. Ceea ce mă preocupă este a învăța în cunoștință de cauză, a nu se mai memora, pentru că atunci când ne implicăm, reținem foarte multe, poate pe viață. Și unul din mijloacele pe care aș vrea să îl experimentez este cel al a pune întrebări. A nu-ți mai fi rușine, nici ție ca elev, să pui întrebări, pentru că vom face un curs sau un atelier. Cum să pui întrebări, în primul rând? Ce fel de întrebări să pui? Foarte interesant. Pentru că de aici pornește totul. Și atunci nu mai râde nimeni de noi sau de mine, adică colegii sau... Este și ideea că nu numai că râde, dar dacă pui prea multe întrebări, pe de o parte vrei să arăți că ești foarte important sau să-ți expui inteligența în mod ostentativ, ori este greșit să se considere acest lucru fără să cunoaștem cauza reală. În al doilea rând, punând întrebări, normal că devii incomod nu numai celorlalți, pentru că aici trebuie să recunoaștem și, dragi tineri, să nu mi-o luați în nume de rău, este o mică zonă de confort, asta e dată din niște obișnuințe de ani de zile care au devenit reflexe, dar asta se poate schimba, poate fi schimbat cu altă abordare și atâta, trebuie doar să avem curaj. Pe de altă parte, și profesorii nu sunt obișnuiți cu acest stil de a pune întrebări. Pe de o parte, și aici le dau dreptate, timpul este limitat în programă, da? Într-o oră trebuie să și asculți, trebuie să și predai, trebuie să dai și teste. Dar, atâta cât se poate, la început, da? 10-15 minute sau când se predă. Asta e modul de predare, nu de a învăța. Eu aș apela foarte mult la cunoștințele elevilor, acelea care sunt în momentul respectiv. Eu aș interoga, în ghilimele, elevii să văd ce știu. Deci, în mare, despre asta este vorba, pe partea de a schimba puțin modul de a gândi o lecție, de a învăța cu folos, chiar de a învăța pe copii cum să învăț. Până acum ați reușit foarte bine să mobilizați un număr mare de oameni și mă refer și la acțiunile caritabile pe care le-ați organizat. Acțiunile caritabile sunt alt segment al activității, pentru că nu poți să fii un ONG dacă nu te implici și în acțiuni umanitare sau caritabile. Și pot să spun că și aici lumea a înțeles lucrul acesta, au venit, au donat,
îmbrăcăminte sau obiecte și așa mai departe. Pot să spun și le mulțumesc celor care, peste 40 de oameni care au pus mână de la mână și au donat familiei nodi, bănuți ca să-și cumpere un frigider și un boiler, pentru că nu aveau apă cadă, se spăla la o oală pe sobă și erau 3 copii bolnavi. Am avut șansa să fie oameni inimoși alături de copii bolnavi de cancer, în special leucemie, și la acest eveniment au venit, au contribuit cu bănuți, cu obiecte care s-au vândut altor persoane. Plus că m-a impresionat gestul unor părinți sau copii de la o școală din oraș care au auzit de activitatea noastră și au venit și au adus mai mult de 1000 de lei. În jur de 1300 de lei, care noi am luat frumos cu proces verbal și am dăruit, plus ce am mai strâns noi, Rebecăi, fetiței bolnave de leucemie. Încercăm să ajutăm și cu rechizite am mai ajutat împreună cu anumite magazine, au mai donat rechizite și așa mai departe. Deci mergem pe aceste două planuri. Însă, să nu uit, foarte important, nu se poate face un lucru excepțional fără voluntari. Acum suntem în campanie, ca să spun așa, de a strânge voluntari, atât tineri, cât și adulți și persoane vârstnice, de orice profesie, pentru că sunt foarte multe lucruri de făcut. Tinerilor, știți că se poate face carnet de voluntar, un contract de voluntariat în care aveți drepturile și îndatoririle, programul, eventual dacă va fi chestie de retribuție semi-voluntariat sau nu. Și este un atu foarte mare atunci când veți fi studenți, pentru că ați fost voluntari. Mai e și câștigul în planul dezvoltării personale. Da, pentru că înveți foarte multe, așa, vorbeam înainte, înveți implicându-te. Și aici, al doilea proiect, nu știu dacă îmi va ieși, pentru că este de și mai mare amploare. Foarte multe nu pot să spun în momentul acesta, lucrez la el. Da, că ne-ați făcut curioși. Da, de aceea am nevoie de cât mai mulți voluntari, de toate vârstele și ocupațiile, dar și de oameni inimoși ai orașului care ar putea să sprijine acest lucru. Și este vorba despre crearea unor facilități pentru petrecerea timpului liber. Pentru? Pentru tineri. Pentru că ceea ce m-a preocupat foarte mult, am o fată care este studentă, are 20 de ani și am mai vorbit și cu alți tineri de vârsta ei sau chiar un pic mai mari și întrebându-i, păi când vii acasă sau când veniți acasă, cât de des veniți acasă? Păi noi nu prea venim acasă. Dar de ce nu veniți acasă printre altele? Pentru că acolo unde sunt, au mult mai multe lucruri de făcut în timpul liber și locuri de a merge. Și am zis așa, se poate face ceva pentru a menține ocupat tânărul, dar în mod util. Da, să nu spună că nu are ce să facă în oraș. Se pot face. Cum decurge învățarea limbilor străine? Sunt reghinenii și cei din zona Reghin interesați de cursurile de limbi străine? Sunt interesați. Chiar sunt acum o serie de adulți care vor să învețe în special limba germană, pentru că mulți merg la lucru în Germania. Au început și cei cu limba engleză să vină, da, la segmentul de liceu. Aici trebuie să știe liceenii
că la Centrul de Limbi Străine Eureka se pot susține examene local, pentru că suntem Centru de Examinare Internațională, pe anumite tipuri de examene care nu sunt chiar atât de cunoscute, dar foarte utile. Mă refer la engleza pentru afaceri, care este și recunoscută la BAC, la proba de competențe lingvistice, mai ales pentru cei care vor să studieze finanțe, bănci, o facultate cu profil economic. Apoi, o noutate mare este că din acest an, Consorțiul European al Limbilor, ECLU, are tot așa în metodologia de bacalaureat examenele în patru limbi: engleză, germană, franceză și italiană, de anul acesta. Aici nu numai liceenii, dar oricine, orice adult, oricine vrea să aibă un atestat de limbă cu care să poată merge în tot spațiul european, este de foarte mare folos. Mulțumim tare mult! Mulțumim. Doamnelor și domnilor, jurnalul de Reghin se încheie aici, însă vă invit să rămâneți alături de noi pentru a afla care sunt știrile din sport. Aflați cum s-au descurcat micii handbaliști reghineni la turneul pe care l-au găzduit sâmbătă și ce obiectiv au basketbalistele de la CSS Alexandru Ceușanu în actuala ediție de campionat. Vom încheia cu datele despre vreme prezentate de Andrada. Eu sunt Marcela German și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! V-am regăsit. Berbec, ești invitat de întregul context să pui în aplicare orice metodă cunoști pentru a te aduna, a regăsi liniștea și a te ocupa de propria persoană. Taur, este o zi frumoasă, în mare parte, mai ales dacă vei fi în apropierea prietenilor sau a protectorilor tăi. Contează mult să apreciezi ceea ce au ei de oferit. Gemeni, ai parte de o zi agreabilă fără să faci vreun efort pentru asta. Vei simți nevoia să împarți bucuria ta cu cei din jur și vei și reuși prin tot felul de metode ingenioase și plăcute. Rac, chiar dacă ai impresia că sunt mai mulți nori și nu se mai vede deloc soarele, este doar o impresie. Relațiile sentimentale au nevoie de un impuls pozitiv care va revigora dragostea voastră. Leu, vrei, nu vrei, te preocupă problemele celor din familie, gândul îți zboară tot acolo și va trebui să te implici cu sinceritate în tot ce îi supără pe apropiați. Fecioară, singurul pericol vine de la impulsurile contradictorii. Pe de o parte ai vrea să fie pace, măcar în cuplu, pe de alta zici că te interesează mai mult propria persoană. Cu detalii despre următoarele 6 zodii revin imediat. Continuăm previziunile astrale pentru miercuri. Balanță. Simți că te expui prea mult dacă îți mărturisești sentimentele și poate că așa este, dar nu rezolvi nimic dacă nu le exprimi în vreun fel. Scorpion. Ești foarte atent la cei dragi, la impresia pe care o construiești în mintea lor, dar consideri această preocupare ca fiind una din marile tale slăbiciuni. Săgetător. Te interesezi de cele mai bune căi pentru a respecta și dorințele tale și pe cele ale unor apropiați. Cauți o soluție de mijloc și bine faci. Capricorn. O persoană din anturajul apropiat se poate dovedi un excelent sfătuitor care te va ajuta să ieși puțin la lumină din hățișul unor probleme curente. Vărsător. Ai nevoie de sprijinul celor din jur. Oricât ai visa la o separare, va rămâne doar un vis. Dacă te gândești mai bine, nici nu ar fi o soluție firească. Pești. Dacă observi că ai început să neglijezi anumite relații și nu te simți bine din acest motiv, ar fi de dorit, pentru binele tuturor, să revii la gânduri mai bune.
Acestea au fost previziunile astrale pentru miercuri. Sunt Crina Casoni. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Sala de sport din Parcul Tineretului din Reghin a găzduit sâmbătă 28 ianuarie a patra etapă a fazei județene din cadrul campionatului național de handbal masculin. Reghinenii de la CSS Reghin, antrenați de Claudia Boțan, au fost într-o formă de zile mari și au câștigat toate partidele. Ar trebui să dezvălui un secret neașteptat de bine. Nu mă așteptam ca să evolueze atât de bine copiii și cu echipa din Sighișoara, pentru că este centru olimpic și tot după ei am fost și sâmbătă, au demonstrat că de fapt pot mai mult. Deci a fost fantastic, au câștigat toate meciurile. Antrenorul copiilor vede o mare evoluție față de campionatul anterior. Ca dovadă este locul 2 ocupat, înainte de ultimul turneu al fazei pe județ. Clasați suntem pe locul 2 după CSS Sighișoara. Și pe urmă, după mine, este Sovata, LPS Târgu Mureș, Olimpic. A patra etapă a avut loc la noi, mai ar fi încă o etapă și apoi se încheie cu faza pe județ și suntem calificați la fazele superioare. Sportivii continuă pregătirea fizică la interior, iar săptămâna aceasta pleacă în cantonament. Noi urmăm acum o perioadă de pregătire, mergem în cantonament de sâmbătă din 4 până în 11, acolo vom participa iarăși la un turneu amical, pe care îl face domnul de la Sighișoara tot în favoarea noastră, pentru că puteam fi fără el, și multe meciuri de pregătire, plus pregătire fizică afară, că vine primăvara. Echipa de juniori 4 a CSS Reghin evoluează în campionat alături de LPS Târgu Mureș, ACS Olimpic și CSS Sighișoara. Basketbalistele de la CSS și Alexandru Ceușanu pornesc în drumul spre fazele finale ale campionatului național de basket feminin. Dacă fetele de la U16, antrenate de Borbei Jolt, au debutat în turneul semifinal care se dispută sub formă de etapă, colegele lor mai mici de la U13, pregătite de Răzvan Moldovan, mai așteaptă câteva zile primul duel din turneu. Prezent în emisiunea Ora Campionilor, difuzată la Dareghin TV, antrenorul celor de la U13, Răzvan Moldovan, a vorbit despre obiectivul echipei sale în acest sezon. Sperăm să fie un an destul de bun. Specificat de turneul semifinal, este primul turneu semifinal, vor fi 4 turnee semifinale. Suntem 6 echipe în grupă, la turneul ăsta vom juca 2 meciuri, următorul, care nu știm unde, vor fi 3 și după seria de tur, dar sub formă de turnee. Și după aceea va fi turneul final. Asta vorbesc de Under 13, colegul meu Under 16 și el e la turneul semifinal, dar el are etape. Obiectivele clar, turneul final la ambele echipe, dacă se poate. Deci, pentru echipa mea vorbesc că zic că avem șanse destul de mari și sper și colegul meu să ajungă acolo, pentru că are o echipă destul de bună. Antrenorul fetelor de la U13 speră să continue pe aceeași linie și în sezonul următor, sezon în care actuala echipă va urca la categoria Under 14. Pentru fete însă, turneele nu sunt singurele competiții la care vor participa în această primăvară. De la anul intrăm în programul Perform Basket, în care sper că măcar 3-4 fete vor merge. E un program al federației care este obligatoriu pentru cele care vor dori să parcurg etapele pentru a ajunge la Lotul Național al României. Câteva fete din ele vor juca și la Olimpiada Sportului Școlar anul ăsta, deși sunt numai pe clasa 6, probabil vor fi cooptate pentru faza care va fi în februarie. Și să sperăm că la anul, la 14, când ne vom întâlni toamnă, să fim iarăși medalația României, vorbesc la Under 13. Deși spun, va fi foarte, foarte greu, ne dorim lucrul ăsta, dar nu se pot realiza în fiecare an. Da? Să sperăm că facem o dublă anul ăsta. Reghinencele de la U16, antrenate de Borbei Jolt, au pierdut al doilea meci din faza semifinală pe teren propriu, scor 46-76 contra celor de la LPS Alba Iulia. Fazele semifinale vor stabili echipele care se vor lupta pentru medalii în ultima fază a campionatului național de basket feminin, iar municipiul Reghin ar putea găzdui unul din aceste turnee finale. We'll be right back.
Bine v-am regăsit! Ziua de miercuri vine cu un cer senin și soare. Termometrele vor indica valoarea de 3 grade Celsius în Reghin, iar în Târgu Mureș vor fi 4 grade. Pentru Ludușier nu sunt estimate 2 grade. 2 vor fi și în Sighișoara, 3 la Batoș, iar în Sovata și în Stâncen vor fi 4 grade. Potrivit datelor anunțate de meteorologi și în afara județului nostru, vremea se menține frumoasă. În Brașov sunt prognozate 4 grade. 3 vor fi în Bistrița, 4 la Sibiu, iar în Cluj-Napoca sunt preconizate 2 grade. Pentru Alba Iulia, termometrele vor indica valoarea de 4 grade Celsius, iar în București temperatura maximă va fi de 0 grade. Miercuri noaptea, cerul continuă să fie lipsit de nori, dar cu toate acestea, temperaturile vor fi scăzute. În Reghin, termometrele vor indica valoarea de minus 7 grade, iar în Târgu Mureș minus 6. Pe parcursul zilei de joi, se anunță un cer predominant noros. În Reghin, maxima va fi de 6 grade Celsius, iar în Târgu Mureș sunt anunțate 5. Doamnelor și domnilor, jurnalul de vreme se încheie aici. Sunt Andrada Șerban, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!